o să încerc să vorbesc câte ceva despre fuziunea dintre anunțată între PNL și PDL. Această fuziune reprezentând un proiect pentru o Românie europeană. Construirea unui partid mare de dreapta reprezintă, dacă vreți, în acest moment cel mai important proiect al Partidului Național Liberal, în scopul cristalizării unui mare pol care să se opună PSD-izării României. Obiectivul nostru politic este o dreaptă unită și puternică pentru o Românie europeană. Iar o dreaptă unită și puternică nu se poate obține fără, am zis noi, o fuziune dintre PNL și PDL, obiectiv pe care PNL, Botoșani cel puțin, îl susține cu toată convingerea. Noi vom forma împreună cu Liberal Democrații niște comisii mixte care vor contribui la armonizarea pozițiilor celor două partide și care vor pregăti fuziunea. Se va lucra în comisii paritare, cea mai importantă misiune revenind comisiei care va elabora proiectul pentru România. Vom acționa la nivel parlamentar, cele două partide vor acționa la nivel parlamentar ca doi aliați politici până la anunțata fuziune. Asta însemnează că vor acționa la nivel parlamentar, la nivelul pregătirii și desemnării unui candidat comun la președinție, precum și la nivelul administrației publice locale, în vederea construirii unui proiect politic major și de durată. Cele două partide au participat deja și vor participa împreună și la discuțiile cu Fondul Monetar Internațional și cu finanțatori externi ai României, tocmai pentru a arăta o viziune pe care o împărtășesc împreună, precum și faptul că reprezintă o voce unită a opoziției. Cele două partide, Partidul Național Liberal și Partidul Democrat Liberal, au obligație de a crea un mecanism politic care să dea României un proiect european, un proiect de țară europeană și o alternativă la guvernarea PSD. Iar acest proiect este pregătit pentru mai mulți ani. Ne pregătim și pregătim un partid de dreapta pentru mai mulți ani, ceea ce înseamnă că vom veni cu un program care va avea o latură pentru prezidențiale, dar și program de guvernare și mai ales un concept pentru România. Nu în ultimul rând, vom desemna cel târziu, până în 1 august, așa cum ați urmărit din presa centrală, un candidat comun pentru Cotroceni. Acest lucru se va realiza cu siguranță în urma unei cercetări minuțioase, sociologice, care va stabili care este, sigur, cel mai potrivit candidat. Dar ne interesează și un proiect pe termen mai lung, în sensul că proiectul pentru România vrea să convingă pe românii nu numai pentru alegerile prezidențiale, ci și la viitoarele alegeri locale și generale. Acest lucru se poate face într-un calendar de timp rezonabil. Nu există obstacole majore atâta vreme cât vorbim de două partide care au aceeași orientare doctrinară, declarată, asumată. Sigur, vorbim de dihotomia stânga-dreapta, care e mult comentată, dar nu contează. În momentul la care discutăm, suntem și în aceeași familie europeană, cel puțin până la Congres, care are o aceeași orientare tactică, cel puțin asumată cu următorii 2 ani, 2 ani jumătate. Și care, de ce să nu o spun și pe asta, au avut experiențe politice asemănătoare. Unificarea dreptei, ca să închid, ar fi, dacă vreți, este singura opțiune posibilă pentru o normalizare și o echilibrare a spectrului politic din România. Iar cele două partide își vor uni eforturile pentru a construi acest proiect politic solid pentru țara noastră. Vă mulțumesc!